Condiții insalubre și activitate ilegală la o mini-fabrică de panificație din capitală. Așa funcționa întreprinderea, susțin polițiștii. Potrivit lor, proprietarii acestea sunt bănuiți că foloseau ilicit gaze naturale fără a achita pentru consum. Conform primelor informații, administrația firmei ar fi cauzat un prejudiciu societății pe acțiuni Chișinău Gaz în sumă de aproximativ 100.000 de lei. În urma verificărilor, forțele de ordine au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, precum și bani neregistrați, care ar confirma complicitatea administrației la însușirea sau utilizarea frauduloasă a gazelor naturale. Pâinea și alte alimente făinoase se produceau între Mucegai, gândaci de bucătărie și excremente de șoareci, chiar dacă întreprinderea cu pricina deține autorizația veterinar-sanitară. În acest sens, vor fi sesizați reprezentanții instituțiilor de profil pentru luare de atitudine. Acum, administrația fabricii riscă o amendă de până la 60.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de 240 de ore.